este greu de început o discuție. Practic, fata dumneavoastră s-a născut a doua oară. Așa este. Fata așa dumneavoastră, și... avem dovada clară, putea fi în locul Alinei, săraca, Dumnezeu să ierte, cea care a avut ghinionul ca acest șir de greșeli umane să facă ca ea să intre în vizorul criminal. Pentru că întâi a fost Alexandra. Cumva cinic s-ar putea sau spune putea că dacă îi reușea prima tentativă, probabil că se ducă mai departe. Sau se ducea mai departe sau nu mai bățea Alina ceva. Ba da, ba da, ba. Sau cine știe ce avea în cap o minte rătăcită. Din păcate, calvarul nu s-a oprit în momentul în care Alexandra a reușit să scape, s-a suit în metrou și s-a dus, înțeleg că avea o programare la dentist. Da. Calvarul dumneavoastră a continuat la poliție, la cei care înțeleg că v-au tratat total necorespunzător, ca să nu folosesc termeni mai duri, pe care practic nu i-a interesat această problemă a dumneavoastră, au tratat-o după ce a fost audiată o altă femeie care i-a fusese furat o geantă, nu zic că ce nu era acel da, caz, da, nu da, era da, da, da. De tratat sau de luat în seamă. Însă, cum a simțit dumneavoastră reacția poliției vis-a-vis de cel care pățește ceva în orașul ăsta al nostru în care trăim? Ca să vă răspund direct la întrebare, un pic de lăsătoare. Un pic? Doar că, sunteți drăguți, dacă da, un pic. Da, doar pentru faptul că m-a deranjat faptul că eu le-am spus despre de ce am venit acolo, am dat buletinul fetei, i-am spus ofițerului care ne-a luat buletinul, le-am spus de ce am venit acolo. După aceea dânsul a spus, ce dom'le, avem decât un singur polițist, audiază pe cineva sau dă declarații cu cineva acolo, au o problemă. Ideea este că a ieșit și domnul acela polițist vă vreo 5 minute și ne-a spus, ne-a întrebat, dom'le, ce s-a întâmplat? Păi uitați, fata noastră a fost împinsă către șinele metroului voit. Cred că e foarte grav, haideți să vedem cum facem, haideți să... Și atunci a spus, da, zice, aveți răbdare, nu este nicio problemă, am înțeles despre ce e vorba, haideți să termin cu doamna din față, tot la fel are și doamna o problemă de... a uitat sacoșa, geanta, nu știu pe unde, și că avea valoare și că nu știu ce. Era cu un copil. Mi-a zis că este singur și că nu poate face două lucruri deodată, ceva de genul. Vreau să fac o remarcă, mă uit la dumneavoastră pe ecran. Vă rog. Și aveți niște date în stânga acolo. Da. Nu știu de unde le aveți. Datele alea, unele dintre ele care le văd eu, sunt, de exemplu, sunt datele oficiale de la Poliția Capitalei. Asta, asta spuneam când se derulau. Asta a dat Poliția Capitalei într-o conferință. Și tatăl fetei are dreptate și are cu totul alte ore. Da, deci. Ia, da, exact, domnul a fost, da, da, așa este. Deci, noi am mai vorbit odată în seara asta. Da, înseamnă că mulțumesc. În continuare se încearcă Nu cred că se încearcă nimic. Cred că nu e tratat cu seriozitate chestia. Deci înțeleg, în continuare suntem în aceeași buclă de neseriozitate. Cred, nu știu. Incredibil. Nu știu, nu unde, putem, unde nu putem. Unde diferă? Că e foarte. Deci apelul către 112 da. S-a efectuat la 16:31. Aha. Deci, lucrul cel mai important. Am înțeles. Deci, apelul către 112 s-a efectuat la 16:31, când operatoarea mă trimite la Costin Georgian să vorbesc cu angajat. 16:31. 16:31. Nu 15:45. Și nu, victima nu a fost chemată da. La sediul Poliției Metroului. Nu, pe mine de la telefon, de la 112, m-a trimis la Costin Georgian. De acolo am vorbit cu casiera, casiera a sunat la poliție, poliția de acolo probabil i-a spus la telefon să ne mergem la Unirii. Du-te, caută la Unirii unde e sediul poliției la Unirii, nu-l văzusem niciodată. Da. Da, mă rog, am fost, am căutat. Da? La 16:53 am urcat în metrou de la Costin Georgian către stația Unirii. La 17:08 am coborât la stația Unirii. Datele astea vi le dau din mesajele pe care le desfășuram pe telefon da. Cu soția, corect. Cu băiatul. Deci, le-am scos. Le-am scos. Astăzi am reușit să facem o analiză. La 17:17 ajungem la sediul poliției metrou. Da.
Nu știu acolo ce... E 17 ce și 13, deci, mă rog... Da, mă rog, acolo câteva minute, nu asta e problema, dar sunt camere care se pot verifica, nu? Da, la Unirii, cred că... De aici, de aici intrăm și pe desfășurătorul Poliției Capitalei, de la 17 și 13. Așa. Spune Poliția Capitalei că ați ajuns la Poliția Metro. Deci și 13... La 17 și 17 anunțăm către poliție incidentul. Da. Iar aceștia ne spun că mai au o femeie în față care au avut probleme cu geanta. Deci aici am avut un timp mort de la 17 și 17 până la 18.50. Un timp mort. Adică aproape poate două. Verifica. Da, poliția scrie 18.45. 18. Există și în desfășurătorul lor acest acolo. Timp mort. Exact, că până la urmă despre asta este vorba. Deci, că, nu, că nu concordă câteva ore, da, este mai puțin important. Important este că 5 ore ei n-au făcut nimic. Da, nu, Dane, mă iertați, mult mai grav. Rău. Domnul Vâlne, mă iertați. La poliție cum este? Ca la cârciumă, primul venit, primul servit? Ar trebui sau să e fie ca ordinea, la spital? Ar trebui să în fie în ordinea importantă. Urgențelor. Păi urgențelor. Când vine cineva cu o fată de mână și spun, domne, un criminal umblă până metrou. Acum să nu-l atacăm pe domnul Vâlnei, că nu e săracul. Nu pe domnul, nu. Îl întreb pe domnul Vâlnei. Da, da, da. Întreb doar președintele Federației Polițiștilor. Eu vă înțeleg supărarea. Nu-i supărarea mea. E mai mult decât supărare, e o indignare reală. Supărarea este reprezintă până la urmă o realitate. Nu trebuie să o negăm. Păi nu, dar eu vă întreb așa. Stați un pic. Stă două ceasuri și spune unui polițist, lăsați-mă să termin. Păi nu știți ce vreau să spun. Vreau să-mi duc ideea la capăt. Păi lăsați-mă să o duc eu. Nu vreau să le punem doar pe seama desfășurătorului care este prezentat. Are nu sunt 5 minute în plus în exact. I-a ținut două ceasuri acolo, ei reclamând este adevărat. Că e un criminal care aruncă oameni okay. pe șine okay. da. Și milițianul îi spune stai un pic, că trebuie să caut o sacoșă. Asta e. Mie mi se pare, dacă îmi permite... Nu, ăla e milițian. Polițiștii sunt ăia care într-o oră au ieșit pe stradă și au găsit. Ascultați. Noi discutăm de efecte. Cauza este legată de acest sistem care de-a lungul timpului n-a făcut altceva decât din cauza subfinanțării și lipsei de personal să ajungem în situațiile astea. Aia e altă poveste. Pentru că nu este acceptabil la un post, la o secție de poliție, să fie poliție, un singur polițist care să preia urgențe. Da. El nu mai știe unde să ducă. Am avut cazuri la Hunedoara acum câteva luni de zile, undeva într-un interval de o oră a primit 3 apeluri la 112 și a sunat polițistul la 112 și am spus, domne, dați-mi și mie prioritatea în cele trei cazuri unde trebuie să intervin, domnul, că nu mai știu unde să intervin. Din fericire, la telefon este tatăl Alexandrei care a scăpat. Cum i-ați fi spus toate lucrurile astea tatălui Alinei? Puh, greu de spus. Ați văzut? Foarte greu. Ați văzut? De-aia spun că astea sunt efectele. Tatăl Alinei nu mai are nicio alinare acum. Că nu, sau nicio... Nu-l poți alina cu faptul că nu sunt ofițeri angajați, dată, că nu sunt... Ăia care sunt, după ce că sunt puțini, au făcut și o tâmpenie. Da, normal. Deci de fiecare dată facem câte o analiză. STS-ul iese praf. Da. Începând din Apuseni și până unde vrei. Exact, de asta am și făcut analogie. Cum pot să mai am eu încredere în aceste analize? Atâta vreme cât domnul Arafat iese și ne spune la elicopterul prăbușit în lacul Mamaia, ce a murit tot echipajul la impactul cu apa. Și noi avem înregistrări cu oamenii strigă ajutor, care strigă după ajutor. Da. Ce, așa, elicopterul prăbușit în pasul Tihuța, pilotul le dă coordonatele, îți dați pilot de elicopter. Da, exact. Le dă coordonatele. Am spus că păstrând proporțiile, sunt aceleași... foarte rău. Ne-am confruntat cu același șir de erori umane. Și o să se mai întâmple nenorociri. Și nu învățăm nimic niciodată. Și nu învățăm nimic. Da. Aș vrea să-mi întreb pe... Vâlne, iartă-mă și cu asta să, să nu-l ținem la telefon, că vom avea noi apoi de discutat între noi. Dacă să închei cu asta, domnul Vâlne, ăla care a căutat sacoșa în loc să caute criminalul milițian, ăia care au prins criminalul într-o oră... Ăia sunt polițiști. Sunt polițiști. Ce a urmat? După ce v-au audiat la Poliția Unirii? Păi, la Poliția Unirii, când am ajuns, nu ne-au audiat. Sau, mă rog. Am intrat și a trebuit să verificăm pe camere să arătăm, de fapt, ce s-a întâmplat, ca să vedem de unde începem și ce facem, cum dregem. Da. Am căutat, cred că vreo 10 minute a durat până am găsit că i-am dat ora exactă când s-a întâmplat, pentru că fata era pe telefon și datorită tehnologiei a putut să stabilească exact ora.
Corect. Astea sunt niște lucruri, din punctul meu de vedere, foarte importante. Așa este. Ceea ce vreau să remarc este că, dacă pot să fac o paranteză și îmi permiteți... Chiar vă rog. Dom'le, nu se poate așa ceva. Deci suntem în 2017 și când am intrat în sediul poliției de la metrou, am zis că sunt în 1962. Da, e mașina timpului. Deci este incredibil. Deci nici nepoțelul meu de la țară, cred că, da, nu știu, un calculator din ăla de... Deci incredibil, dom'le, n-am pomenit așa ceva. Aici are dreptate și domnul Vulnău, așa este. Aici 100%. Aici sunt de mese. Și carențele sistemului care nu pot fi acoperite sau umplute de niciun polițist eminent, dacă ar fi. Exact. N-ai exact, cum. Exact. Și în astfel de condiții chiar ține în față infracționalități. Eu nu știu cum. Să nu mergem cu acuzațiile mai mult decât e cazul.